Salutare! Ce pot face pentru tine? Ți s-a stricat Batmobilul? Trebuie reparat atunci, așa că voi veni cu camionul de tractat să-l aducem la garaj. Haideți, copii, să mergem! Salut, copii! Sunt Pipo! Bine ai venit în atelierul meu unde repar tot felul de autovehicule. Astăzi reparăm mașina lui Batman. Să începem! Primul pas, spălarea. Acum că e spălată, trebuie să o uscăm. Al doilea pas, înlocuim roțile. Să începem prin a da jos vechile roți. Să le înlocuim. Și acum, dacă stau să mă gândesc, este Halloween-ul. Bineînțeles! Hai să punem roți cu monștri! Să montăm prima roată. Apoi a doua. Așa, să mergem la următoarea. Acum să adăugăm componente noi. Încep cu o ancoră mică cu cârlig. Să întărim tunul. Să adăugăm o aripă de dedesubt de mașină. Și două bare de protecție. Una în față. Și una în spate. Batmobilul va impresiona mai tare cu aripă pe o parte. Și ca să meargă mai repede, să punem un motor turboreactor, ăsta în formă de dovleac. Grozav! E perfect! Așa, să mergem mai departe! Acum, copii, ce ziceți? Să revopsim Batmobilul? E mult mai bine! Să folosim acum aplicatorul de sticăre ca să decorăm mașina în culorile Halloween-ului. Prima dată pe o parte. Și să nu uităm și fața.
Ce deghizare bună! E minunat! Și ca să încheiem, componenta cheie, o aripă nouă. Să o luăm jos pe cea veche și să o înlocuim. Ca bonus, un remarcabil simbol al lui Batman. Asta este. Batmobilul e reparat. Arată destul de înfricoșător așa. Pregătită să iasă afară într-o seară de Halloween. Să mergem, copii! Uite niște fantome! Ce putem face? Oh, dar uite, ne-e frică de Batmobil! Uite, fug care încotro! Repede să le urmărim! Misiune îndeplinită!